câteva amendamente cu rugămintea să le aprobăm pe toate în bloc, fiindcă știu că sunt discutate și convenite. În primul rând... Un moment, domnule șef. De acord să le aprobăm în bloc? Cine pe turn? Mai întâi să le ascultați și după aceea. Mai întâi să le ascultați, că s-ar putea să... Toți sunt de acord să le aprobăm în bloc, poftiți. Bun. Textul hotărârii, în primul rând, se modifică la articolul 4 suma ce reprezintă excedentul anului 2021. Valoarea corectă a excedentului este în sumă de 1.930.340 de lei, ce se constituie pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent. Față de forma inițială a anexei 1 au apărut următoarele modificări. La capitolul 5402, titlul 50, ar fi bine să deschideți aici anexa 1. Fondul de rezervă. Pe un pic mai jos. Fond de rezervă. Mai jos un pic. Mai jos. Cred că ați cupărat un pic. Acum mai sus. Bun. Fondul de rezervă, suma este de 2.080.000 de lei. La capitolul 6102, conform amendamentului formulat la proiectul de hotărâre al Poliției Locale, se diminuează prevederea cu 180.000 de lei la titlul cheltuieli de personal și la titlul 20 bunuri servicii se diminuează cu 120.000 de lei. Perfect. Ambele amendamente sunt făcute și înregistrate. La capitolul 65.02 se majorează prevederea pentru reparații curente învățământ cu 1 milion de lei. Suma finală fiind de 5.750.000 de lei. Una dintre cele mai mari sume alocate vreodată pentru așa ceva. Dacă permite, domnul președinte... Vă rog. Da, domnule primar. Mulțumesc public Consiliul Local pentru ceea ce, de fapt, se întâmplă în momentul ăsta. Este adevărat ceea ce spunea domnul Paul Fala și una din cele mai mari sume le-am alocat de-a lungul timpului, dar și este evident cu ajutorul noastră și mulțumesc Consiliul Local pentru lucrul ăsta. Noi vă mulțumim, domnul primar. La capitolul 67.02 se diminuează prevederea bugetară la titlul 51, transferuri către instituții publice pentru secțiunea de funcționare, cu suma totală de 1.865.000 de lei, conform amendamentelor formulate la proiectele de hotărâri ale instituțiilor. Teatrul Municipal, Teatrul Toma Caragiu, s-a diminuat bugetul cu suma de 500.000 de lei. Clubul Sportiv Municipal s-a diminuat bugetul cu suma de 1.000.000 de lei. Administrația Parcului Memorial Constantin Stere s-a diminuat bugetul inițial cu suma de 365.000 de lei. Sumele sunt evidențiate în fișierul afișat. La capitolul 70.02, modificările sunt următoarele. Se diminuează prevederea bugetară pentru iluminat public cu suma de 2.400.000 de lei. Inițial era 17.400.000 acolo. Au rămas 15.000.000 de lei. Se majorează prevederea pentru reparații fond imobiliar cu suma de 500.000 de lei, ajungând la suma de 1.500.000 față de 1.000.000 cât era inițial. Perfect. Din punct dacă îmi permite, domnul președinte. Poftiți, poftiți, domnul primar. Citam și mulțumesc pentru susținere, este un lucru foarte bun. Și noi mulțumim, domnul primar. Se diminuează suma prevăzută pentru servicii de gospodărire urbană cu 3.000.000 de lei, astfel prevederea bugetară devine 30.300.000 față de 33.300.000 de lei. Revenind la ceea ce am spus inițial cu reparații curente fond imobiliar, avem speranța că anul acesta începem să facem și noi reparații la clădirile în care funcționează cei care ne bucură cu frumosul artiștii noștri. Este vorba de clădirile de pe stadionul Ion Creangă. Cred că programul, dacă permiteți, domnul președinte, evident că programul vom face împreună, pentru că cu toți mergem și, bun, e probabil mai plastic spus, ca să spun, tragem la aceeași căruță. Desigur că da, fără probleme, domnule consilier, și vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Mulțumim, domnul primar. La capitolul 74.02, modificările sunt următoare. Se majorează suma prevăzută pentru salubritate căi publice cu 2.400.000 de lei, astfel prevederea bugetară devine 22.400.000 de lei față de 20.000.000 de lei.
Este vorba de salubritate, că e cupice perfect, s-a înregistrat. Și aici am urmărit, sau dacă îmi permite din nou să intervin, este evident că toate aceste sume vor fi foarte atent monitorizate, așa cum își doresc proiectenii, în sensul că vom plăti exact ce se prestează. Mulțumesc din nou. Și de calitate, lucrări de calitate, mulțumim și noi, domnul primar. Exact, domnul președinte. Tot aici se majorează prevederea pentru rampa telajen cu 285.000 de lei, suma prevăzută fiind de 585.000 de lei față de 300.000 cât era inițial. La capitolul 84.02 se majorează prevederea bugetară pentru reparații stres cu 1 milion de lei, astfel suma prevăzută devine 7 milioane de lei față de 6 milioane cât era inițial. La fel, o sumă impresionantă pentru așa ceva. Din nou public și deschis, mulțumesc pentru lucrul ăsta și vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru vot. Și noi mulțumim, domnul primar. Iar la anexa 2, lista obiectivelor de investiții, înțeleg că și colegii de-a mei mai au de făcut aici amendamente. Eu doar spun că la față de forma inițială a anexei 2, prevederea bugetară se majorează cu 300.000 de lei, astfel suma totală prevăzută în bugetul municipiului Ploiești pentru realizarea obiectivelor de investiții, având ca sursă de finanțare bugetul local, devine 32.366.450 de lei față de 32.066.45 lei. În ceea ce privește modificările punctuale, îi rog pe colegii mei să intervină să spună care sunt acele modificări la lista de investiții.